Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, emisiunea Scurt pe 2, sunteți la Open TV, emisiune sponsorizată de Morello, fabrica de napolitane din Giurgiu, o investiție de 2 milioane de euro, peste 2 milioane de euro. Produsele Morello le puteți găsi în toate magazinele de cartier, mai nou și în supermarketuri. Să nu uit să vă spun că și apa de astăzi este sponsorizată de lanțul de magazine Luci și Iuli. Invitatul de astăzi, așa cum v-am anunțat de dimineață, este unul dintre, sau singurul, nebun al marilor orașe, aș putea spune, singurul curajos dintre investitorii din Giurgiuveni, singurul care încă mai are curajul, încă nu știm cât, mai are curajul să se lupte pentru afacerea lui, pentru supraviețuirea afacerii, pentru supraviețuirea lui, a familiilor angajaților și așa mai departe. Este vorba de domnul Dumitru Lucian, administratorul lanțului de magazine din Giurgiu, Luci și Iuli. Bine ați revenit în platou. Bine v-am găsit. Ce s-a mai întâmplat de acum două săptămâni până acum? Știu că nimic bun. Din ce în ce mai rău, presiune cât mai mare pusă pe noi. Ați văzut și dumneavoastră, am și înregistrări, abuzuri. Și din nou aveți probleme, nu? Foarte mari probleme, niște abuzuri, omilință, nu știm. Da, deci da, da. Chiar nu mai știm ce să mai facem. Lasă pe bună dreptate, sunteți revoltat pentru faptul că pe dumneavoastră, începând de vinerea, până duminică inclusiv, sunteți magazinele, deși aveți și magazine non-stop, sunt închise de la ora 18, nu mai aveți voie să vindeți nici dacă vine la ghișeul dumneavoastră la ușă non-stop? Nu. Și ați fost revoltat vinerea trecută pentru faptul că un magazin de la o benzinărie, un mare lanț de magazine național, o marcă bine cunoscută, și-a deschis un magazin la benzinăria din centru, la Petrom, și acolo, timp ce dumneavoastră aveați magazinul închis și păzit de poliție, la magazinul respectiv era aglomerație. Era lume foarte mare aglomerație. Toți făceau, deși e foarte scump. O să rog regia să difuzeze filmulețul. Da, și-a luat. Da, mă, nu mai e lume mult. Stai așa. E nou? Da, păi e nou. Uitați. Uitați oameni buni în benzinării și la Luci și Iuli sunt câte două echipaje în fața fiecărui magazin. Uitați, nu se respectă nimic. Da? Să stă fără măști la benzinărie, uitați-vă. La Luci și Iuli sunt 5 echipaje apostate. Poftiți! Aici nu există nicio restricție. Decât la magazin de cartier, aici nu e COVID. Nu există așa ceva. Nu există. Aici nu există echipaje de poliție să păzească, aici nu există nimic. Da, uitați. Ca să vedeți dumneavoastră în ce situație am ajuns firmele românești. Da, cam asta era și ce ați văzut acolo, și aș vrea și al doilea filmuleț pe care să-l dați, după aceea o să comentăm. Da, filmez, uitați cum stăm fața la magazinele Luci și Iuli, ca în tot dreptul, da? Și noi plătim taxe și impozite la benzinărie, acum a fost în momentul ăsta, nu există poliție, nu există restricții, nu există nimic, uitați, decât la Luci și Iuli. Atât e restricții. Atât. La Luci și Iuli. Uitați ca să vedeți poliția din Giurgiu. La hipermarketul nu e nimic. Uitați-i cum stă mașină și ne păzește ca pe cei mai mari infractori. Și uitați magazinele cum sunt lăsate în paragină. Pe care plătim taxe și impozite cum plătesc toată lumea. Uitați. Ca să vedeți dumneavoastră. Și vă fac acum o diferență pe Facebook să vedeți o diferență. Da, aș vrea și al treilea filmuleț, după care celelalte, când se termină, să intre filmulețele în buclă și noi o să comentăm pe ele. Uitați, a venit poliția că am deranjat la 112,
vine, ne identifică că de ce am filmat hipermarketul. Tot noi suportăm consecințele legii, avem trei echipaje oameni buni, uitați acum. La magazinul Luci și lui sunt trei echipaje de poliție și tot pe noi ne ia că am filmat, am sunat la 112. Deci dacă da? Asta nu e uitați. Normal că am sunat, eu nu știu. Da, primim amenzi că plătim taxe și impozite. Dacă da? Le-am spus la colegii dumneavoastră, poftim? Păi cât să stau? O jumătate de oră până... Păi vă arăt filmare. Păi când vă arătăm filmări. Duceți-vă acum, uite, eu merg acum cu dumneavoastră, auzi șeful? Eu merg acum cu dumneavoastră. Nu există nimeni acolo. Nu mai trebuie să ne împușcăm, să ne omorâm. Am devenit mai rău ca pe timpul lui Ceaușescu. Sunt cel mai mare infractor, am omorât, am îngropat. Da, la Luci și Iulii, patronul de la Luci și Iulii e cel mai mare infractor al poporului, a devenit. Nu e normal. Ce uitați, haideți cu mine, deci vă rog frumos, vreți să vă cadem în genunchi? Mergeți cu noi, de ce acolo nu e lege? De ce acolo nu e dreptate, domnul polițist? Vă rugăm frumos, dați-ne și noi explicați. Uitați, superiorul dumneavoastră stă mașină. De ce stă mașină? Pe noi ne ține închiși, sigilați și aia intră fără măști, fără nimic. Dă-mă să-i arăt filmarea la băiatul. Da, aceste trei filmulețe sunt filmate de dumneavoastră, da. Presupun. Poziția dumneavoastră până la urmă este una cât se poate de corectă. Ce v-au zis polițiștii mai mult decât vedem în filmuleț? A sunat un angajat al societății mele, pentru că s-au dus acolo să cumpere ceva, pentru că erau în tot orașul, noi eram închiși, toate firmele românești, toate magazinele românești, s-a dus acolo și când a văzut și angajatul băiat, așa, a văzut buluceală, a făcut o filmare, a venit și mi-a arătat, după aceea m-am dus și eu, m-am enervat și eu când am văzut filmarea de la cel angajat, ia stai mă să mă duc și eu să mă convin cu ochii mei, m-am dus, am făcut și eu o filmare, am văzut, am venit înapoi să le arăt dâns și acest angajat... Echipajele erau în fața sediului. Aveam deja, da, era o regulă, un echipaj pe stânga și pe dreapta, mai avea puțin și trăgea botul mașinii în ușa magazinului, să nu mai, să fie sigur că da, nu să descurajeze orice tentativă. Stătea acolo, că o să mai am niște filmări, dacă o să mai am ocazie să mai mă invitați la dumneavoastră, să vin cu mare plăcere, să mai vin cu alte înregistrări, cum îndrumau oamenii care se opreau în fața magazinului să dătea jos acel domn colonel, nu știu, care are două stele, să dătea jos și îndruma toată lumea, duceți-vă la benzinărie, la Ocean, că nu e nicio problemă, acolo vă cumpărați. Ceea ce nu mi se pare iar normal, nu e ceva legal să facă așa ceva, adică noi și noi în fața dânșilor, lângă dânșii, da, deci ne dătea o umilință totală, deci o umilință. În fine, am trecut, am înghițit-o și pe asta pe românește, am trecut peste. M-am filmat, le-am arătat filmarea, a zis că nu e competența dânșilor. Când acel angajat a auzit că nu este, a zis domnul cu două stele pe umăr, că nu este de competența dânșilor, s-a enervat, băiatul a sunat la 112. A sunat la 112, le-a explicat, a început să, că de ce sună, că deranjează, că stă, domnule, așa că și acolo e un magazin, cred că are mai mult de 60 de metri pătrați, nu are, și era peste 40 de inși în acel magazin, nu văd distanțarea socială, nu văd nimic, și marea majoritate fără măști. Da, e o găselniță interesantă, da, bagi lângă o benzinărie și poți să... Da. După altă intervenție la 112, până la urmă, în sfârșit, a venit un echipaj, dar nu s-a dus la cel... A venit tot la noi, la Luci și Iuli. A venit și tot așa încerca să dea amendă la cineva, că de ce a sunat, că pe oameni buni, uitați, înregistrări, uitați, de ce așa? Noi suntem firme românești, suntem români, dacă noi în țara noastră nu mai putem să ne desfășurăm, nu știu, o afacere, o activitate... În străinătate nici atât, că doar știți că suntem de omiliți acolo și am devenit acum la vremea aceasta să fim omiliți și la noi în țară și la noi în oraș. Adică eu sunt născut, crescut în orașul ăsta. Aici vreau să mor, aici vreau să fiu îngropat. Deci, dumneavoastră a spus și în emisiunea trecută și văd că spune și acum. Cineva vrea să îngroape capitalul românesc? Da, da. Credeți-mă. Același lucru a spus și domnul Marin Anton. Da. Într-o emisiune din această săptămână de marți, parcă. Marți, da, da. Pe domnul Anton.
Și același lucru a spus și domnia sa și o să rog să intre primul filmuleț cu primele secvențe cu domnul Marin Anton. Dacă nu se iau măsuri de sprijin total al investitorilor și al capitalului românesc, vor fi mari probleme. Tot ce s-a făcut până acum este mult, prea puțin. S-a făcut în 30 de ani? Mult. Se duce. Și ce a făcut guvernul? Că a încercat să facă și a făcut câte ceva. Dar programul ăsta trebuie dus la perfecțiune și ajutat investitorul român și capitalul român. Dacă vrei să mai ai capital român. Că astăzi, după cum vedeți, toate licitațiile, mai ales la un minister unde am fost eu secretar de stat, Ministerul Transporturilor, licitațiile mari se fac cu companii de afară, companiile românești fiind luate în subantepriză și lucrând ca o slugă în țara ta. Eu nu luam măsura stopării programelor de alimentație publică în weekend. Eu, ba din contră, eu luam măsura extinderii programului de alimentație și cum fac și alții. Alții deja au programări la magazine. Vii între ora cu tare, stai 20 de minute și îmi iau ce trebuie. Pentru că vrei să scapi de aglomerație, dar de fapt prin măsura luată, care e o măsură proastă, din punctul meu de vedere. Adică ați văzut benzinăriile aglomerate. Au început să ducă lumea la benzinărie. Bun, nici nu mi-a trecut prin cap. Nici domnului Anton nu i-a trecut prin cap că magazinele alimentare din sau de lângă benzinării au alt regim. Încă o dată se dovedește că ceea ce spuneți dumneavoastră, că cineva vrea să îngroape capitalul românesc, pare să aibă o fărâmă de adevăr. Vă spun 100%. Dar de ce numai dumneavoastră sunteți atât de vocal și alții investitori, colegi de-ai noastră din municipiul Giurgiu, tac mâlc, nu am văzut, deși și ei și cei din Horeca sunt la pământ în acest moment, au dat afară angajați, sunt la limita supraviețuirii și ei, dar doar dumneavoastră în acest moment faceți notă discordantă și... Nu știu cum să vă spun, eu sunt un om foarte cinstit și corect, că de-aia am și spus emisiunea trecută și repet, sunt un foarte bun plătitor de taxe și impozite și chiar îmi face plăcere când pot să plătesc și pot să... Adică da, îi dai înapoi statului din surplusul tău. Pun și eu umărul la economia, măcar a municipiului, a județului Giurgiu. Și chiar îmi face plăcere să născut, crescut aici și îmi face plăcere să plătesc taxe și impozite la mine aici, în oraș. Da. Cu agenții economici sunt foarte mulți, le este frică, pe românește, să nu mai o dăm după gard, le e foarte mare frică. Că pentru că știu ce pățesc după aceea, cât sunt persecutați de poliție. Poliția are un rol cel mai mare aici, pe care ne terorizează poliția, nu altcineva, nu că mai suntem amenințați cu doamna prefectă, cu domnul Dumitru Beanu. Dar stați așa că a spus ceva, cineva a amenințat cu doamna prefectă și domnul Dumitru Beanu. Dacă fac o filmare, nu poate să-mi spună când vede că filmez, dar după aceea mi se spune, da? Că sunt unul singur, că sunt foarte mic, nu o să pot să duc un război atât de mare. Eu nu consider că e un război. Eu consider că... Vă apărați niște principii, existența. Am o muncă de 30 de ani și n-aș vrea acum că am și eu destule probleme de sănătate și să ajung după 30 de ani de muncă să ajung să rămân și fără casă. Pentru că eu tot patrimoniul firmei, am repetat și repet în continuare, l-am girat la Banca Transilvania. Pentru cât știți? Pentru cât? Pentru 2 milioane lei noi, 20 de miliarde lei vechi, între care s-au dus din ei undeva la 15 miliarde vechi, s-au dus taxe, impozite și salariați. Pe care eu mai am un rulaj de 50.000 de lei, atât mai am. Câți salariați aveți? Avem undeva la 3, acum mai avem 30 de angajați. 30 de familii din Giurgiu iau salariul de la noastră. Da, dar la rândul mai trăiesc și furnizori după urma noastră și acele firme de furnizori mai au și ei câte 60-70 de angajați la rândul lor.
Adică e o legătură, da, e un lanț, da, toată lumea. Trăiesc foarte mult după urma acestor firme. Nu trăiesc după urma hipermarketurilor care s-au construit acum peste noapte. S-au pus la cale, s-au gândit, au făcut o strategie și acum profită și o aplică. Și uitați, o aplică destul de bine, că le permite autoritățile. Eu știam de aceste lanțuri de magazine mici care o să vină năvală peste firmele românești, dar nu la modul ăsta. Așa de să fim atât de omiliți. Da, în concurență. Vii, deschizi lângă mine la 10 metri, la 20 de metri, găsești un spate, deschizi, e ok. Concurăm, asta e. Dacă plecăm acasă, plecăm acasă, asta e viața. Dar să fie o luptă corectă. Da, aici trebuie să intervină și legea concurenței. Că e neloial ce se întâmplă. Deci, de-aia zic, mă chinui acum și vreau să mă documentez mai bine, să ne facem un sindicat al nostru, al județului Giurgiu, al oamenilor de afaceri. Pentru că pe noi nu ne reprezintă nimeni. Da, am văzut că mai este lider de nu știu unde, de la Hore, dar nu are nicio legătură. Vorbește de hipermarketuri, de lanțurile mari, de magazine, de cât de cât. De Horega și atât. De noi dar nu de, vorbește de nimeni. De furnicile mici nu vorbește nimeni. Da, niște, niște furnici, dar niște furnici eu consider pentru bugetul de stat important. Da, și pentru bugetul local. Și pentru bugetul local, da. Și uitați, am plătit acum, chiar am plătit pe 26 martie la taxe și impozite. Eu am plătit 16.000 de lei impozitul pe clădiri. Nu sunt bani? Sunt, eu zic că contribui destul de binișor. Și chiar mi-am plătit toate contribuțiile și la finanțe și la taxe și impozite peste tot, deci pot să fiu verificat, să fie filmat. Haideți să reluăm. Ceilalți de ce nu ies? De frică? Le este frică. Spun frică sincer, chiar acum am sunat câțiva. Păi, nu știu, frică. Bine, și mie mi-ar fi mie frică. Adică au lăsat, capul în jos. Dar a lăsat capul în jos, da, a luat amenzi, deci vinerea trecută s-a dat amenzi, a intrat peste ei în magazine, le-au dat amenzi câte 5.000 de lei, ce am auzit și eu, deci, nu am fost eu acolo să... Micii întreprinzători, da, sunt... De exemplu, nu pot să dau numere la firmă, nu pot să dau. Da. Așa, o firmă de lângă Petrom, care are un magazin de o viață acolo, deci eu știu, nici nu aveam eu magazin deschis când acea firmă avea magazinul acolo, e chiar lângă Voșen, la... Știți cât e diferență de 30 de metri. Da. Nu, e chiar pe parte cu Ocean, acest da. Ocean, da. Și el a fost 30-40 de metri. Și a prins-o, așa am înțeles, a prins-o că a vândut o sticlă de apă la cineva și i-a dat 5.000 de lei amendă. Și la Ocean, la liber. Lume nu se ține cont. Deci nu se poate așa ceva, exact cum am scris și eu. La un kilometru de așa e ruină. Și la distanță de un kilometru la Ocean e paradisul. Nu știu, parcă suntem într-o altă lume. Într-o lume paralelă. Nu știu ce să paralele. Văd mai că avem, văd că avem și comentarii. Ancuța Florentina spune nicăieri ca la noi, pe noi ne păzesc cu orele. Nu e tocmai corect. Vrem și noi să muncim, vrem și noi să ne plătim facturile. Silviu Andrei, patroane, te-ai apucat să dai lumea pe goarnă că n-are mască? Opa! Să spună lumea cum pleacă fără bon fiscal de la voi. Patronul urlă pentru afacerea lui, nu pentru oameni. Îmi pare rău. Da. Se emir pentru că sunt case de marcat, automat scanează totul și este bonul automat. Nu, nici nu poate să anuleze cel puțin. Da. Și le confirm treaba asta. Da. Ionuț Moțan spune, îi recomand domnului Dumitru să pună deasupra fiecărei uși ale magazinilor sale cât un banner pe care să scrie Ocean glumesc. Tot respectul pentru curajul și implicarea lui, păcat că nu îi se mai alătură și alți administratori. Le este frică, da. Am repetat. Nu vor să implice. Victor Dumitru, vă ia pe parte politică. Cât ai fost la putere, de ce nu ne-ai apărat drepturile? Îmi pare rău. Acum ești balaur. Bine, are și o înjurătură Victor Dumitru ăsta. Și sigur e un cont fals, vă și înjură, dar mă rog. Ce să facem? Mai sunt și oameni, nu avem ce face. Așa, Ancuța Florentina, ne zice Cristina Ilie la un moment dat, Anca e șeful vostru, nu știu cine e Anca. Așa, și Ancuța Florentina scrie, da, Cristina Ilie, iar noi toată lumea îl susținem.
Păcat că e singurul care a reușit să facă ceva și să spună lucrurilor pe nume. Așa, aici e o discuție între cele două, între Anca Florentina și Cristina Ilie. Mădălina Mariana Neagu, noi dăm bonurile fiscale, nu vrea lumea să le ia. Mă rog, aveți un coș acolo, da, care le pune, sigur. Care da. Nu putem să dăm forțat să ne ducem după om, să ducă după om afară, da, să-i dea bonul. Da. Dar sunt foarte multe comentarii, încerc să le citesc pe cele din care au un înțeles, nu discuțiile de pe comenturi. Tot pe bonuri se ceartă, vineri seara se îngrămădeau și înjura toată lumea, poliția cu regulile lor, spunea Ancuța Florentina. Mădălina Mariana Neagu, bravo lui șeful că spune lucrurilor pe nume. Așa, Cezar Robert, e recomandare, plecați din țară, e singura soluție, nu contează unde plecați. Da. Cristina, decât magazinele chinezești nu eliberează bon fiscal, în rest absolut toate magazinele eliberează acest bon. Robert de Mihai, respect pentru curajul de a ieși în public și a spune problemele pe nume. Vreau să vă întreb totuși, avem o clasă politică, avem niște politicieni în jurul. Da. Așa, ați apelat la ei să vă ajute, știu eu, sunt aleșii noștri până la urmă, sunt 3 de la PSD, 2 deputați și un senator, da, și 3 de la PNL care sunt la putere, 2 deputați și un senator. Da. Ați apelat la ei, ați vorbit că băi fraților, băi nu ne omorâți, că dacă ne omorâți pe noi toți ăștia mici, moare orașul. Am avut cineva o discuție, nu știu ce să vă spun. Eu consider că și ei, la rândul lor, sunt mici. Adică dacă știți de unde sunt ordinele de la cel mai mare nivel, și vă dați seama, nici dânsii nu cred că poate să o pună, să impună da, foarte mult. Da, dar ei sunt acolo de unde se dă roa exactă, de unde se fac legile. Știu, dar credeți că lor le este bine dacă se pun contra? Eu cred că nu. Că avem 4 deputați și 2 senatori. Dar eu nu cred că... Ca și mine. Eu mă lupt, dar o să mă lupt cu morile de vânt la un moment dat. O să cedez și eu și o să nu știu ce să zic. Nu, eu nu cred că au ei o mare vină, nu știu ce să vă zic. Eu nu cred că. Da, sunt și ei la rândul lor mici. Da. Comparativ cu București. Nu știu ce să... La putere n-am fost niciodată. Chiar vreau să-i răspund dânsul cu contul fals. Nu am fost la putere când am știut și am știut 100% că PNL-ul va veni la putere. Am fost primul care am plecat și m-am dus în opoziție. Pentru că așa am hotărât eu că e mai bine. Da, opțiunea politică da, e opțiunea unilaterală. Nu... nu știe ce vorbește acest băiat care a trimis mesajul, credeți-mă. Da, da, da. Nu am fost la putere niciodată și nu am făcut mare politică și nu am avut vreo funcție sau vreau vreo funcție. Doamne ferește, nu vreau absolut nimic. Dacă vreau, rămâneam la putere, nu plecam în opoziție. Da, Silviu Andrei, continuă din nou și spune, omul de mult are tema poliția, de când îi filma pe polițiști printre rafturi. Eu? Îi filmați pe polițiști printre rafturi? Nu am filmat niciodată, nu am făcut așa ceva. Probabil că e vorba de atunci când a venit poliția la dumneavoastră, asta acum un an și ceva. Când a venit poliția la dumneavoastră, v-a amendat o vânzătoare atunci a fost un scandal întreg, a venit show-ul venit televiziune deja cu națională. Procesele verbale, da, s-au dat jos de mașină, au venit cu ele făcute, direct completate procesele verbale și cu direct să le semneze. Păi stai așa cu măja, că n-ai avut mască. Păi cum n-am avut mască, că uitați, am mască. Deci acolo e altă problemă, dacă postez în registrare să clarifică treburile, să vede clar cum oprește, vine... Oprește mașina în fața magazinului, să dă jos cu procesul verbal, deja completat, intră în magazin, deja scria și suma la amendă, semnează. Nu avea cum să semneze pentru că nu avea pentru ce să-i dea amendă, că avea măși la gură, era în regulă, sunt pe înregistrări, am câștigat acele amenzi, că până la urmă le-a dat, le-a trimis pe poștă, le-am așteptat în poștă și normal, eu întotdeauna și poate să confirme angajații de la firmă. Le-ați contestat și ați câștigat? Eu întotdeauna i-am protejat, le-a dat amenzi, le-am zis taceți din gură, asta e, lăsați că eu le contest pe banii mei, am plătit avocat pe bani, din banii firmei, niciun fel de probleme, le-am promis că întotdeauna voi fi alături de ele să stea liniștit și le-am câștigat.
credeți-mă că le-am câștigat pe toate 6 amenzi care le-au luat angajații de la firma noastră, le-am contestat și le-am câștigat. Da, asta, cu siguranță. Da. Atunci, da. Și care tot ce da, a spus... Da, chiar și de la poliția locală le-am câștigat pe toate. Mm-hmm. Nu e o problemă asta. Andrei Alexandru, respect domnule Dumitru, sper ca mesajul dumneavoastră să trăiască și alți agenți economici. Silviu Andrei, bravo domnule jurnalist, dar nu știu pentru ce îmi spune bravo, probabil că... M-ați invitat sau... Nu știu, nu, cred că e pentru că mi-am dat seama despre ce vorbește mai sus. Da. Și tot Silviu Andrei spune, cum mă politicienii sunt mici? Păi polițiștii n-au ordin de la București? Nu știu. Da, în sfârșit. Eu așa consider, la nivelul lui domnul Iohannis și al domnului prim-ministru, nu poate să sară patru deputați de Giurgiu și doi senatori. Și mai nou la nivelul domnului Arafat. A bine, să dea Dumnezeu să fie, să poată să sară, dar eu ceea ce nu cred. Da. Am înțeles la dumneavoastră într-o discuție pe care am avut-o înainte că dumneavoastră sunteți nedumerit, dar soției este teamă pentru faptul că sunt și mașini neinscripționate. Da. Deci eu care vă urmăresc noaptea chiar, ceea ce e destul de dificil. Când sunt pe vremea când eram copil, ne speriau că vin mașinile negre și au copiii, dubele negre, au copiii să le ia sângele. Și vedeți, parcă e o moștenire. Da. Da, eu am niște probleme de sănătate, una ca orice om la o anumită vârstă începe să aibă niște probleme și am niște probleme grave de sănătate. Fac un tratament de 3 ori pe săptămână, cred că înțeleg cine așa, ce tratament fac, că nu cred că e normal să spun. Și soția 3 zile pe săptămână e singură, mai ales pe tură de noapte, că eu termin tratamentul la, nu știu, la 22-23. Și ca să ia încasările de la magazin. Și să ia încasările, mai e o problemă, să duce să arde un fir, un cablu, așa sună administratorul, să duce ea, că n-are cine să ducă. Și mi-a spus că exact de câte ori nu e cu mine, e urmărită de un Duster negru cu numărul... Poți să dau numărul? Da, sigur. E o emisiune liberă. Suntem o țară liberă, democrată, puteți să dați numărul. Da, am uitat, stați să mi-l aduc aminte și vă spun și numărul. Un Duster negru. Un Duster negru, da. Fără nicio inscripție. Nu e inscripționat cu nimic. E de fiecare dată, e în fața magazinului, exact la magazinul unde se duce soția. Tot timpul, nu știu, dacă se duce pe Oinac, mașina e pe Oinac, dacă se duce pe CFR, mașina e pe CFR, dacă se duce pe Tineret, e pe Tineret. Eu am fost de câteva ori, nu s-a nemerit când am fost eu cu ea, special. Că eu până la urmă nu știu ce să fac. Ori să sun la 112, ori eu mă duc direct și deschid ușa să văd ce se întâmplă la acea mașină. Cine mă urmărește, normal. Da, de ce ne urmărește? Poate, nu știu, o fi interlop, o fi, nu știu, criminal, nu știu ce, poliție. Adică măcar să nu mai stai cu teama. În cazul ăsta ar trebui să anunțați poliția, să dați numărul mașinii, să spuneți, domnule, uite, mașina asta ne urmărește. Da. Un Duster negru, mă rog. Da. Chiar sunt curios să văd ce e cu acea mașină. Nu știu, dacă se întâmplă ceva familiei mele, cu siguranță... acea mașină are o... Poate reușiți să o filmați și să ne dați... Da, pe asta zic, să reușesc să o filmez și să vedem ce e cu acea mașină. Că e o problemă. Nu e normal, nu știu, nu suntem infractori, nu cărăm, nu știu, droguri, nu știu. Să ne spună de ce urmărești, că poate, nu știu, chiar nu știm ce e cu acea mașină. Și soția mea e femeie, e singură. Da. Nu știu. Da. Am înțeles că a fost și poliția economică peste dumneavoastră. Da, a fost și dânsii. A încercat să rupă ușa, să bage clienți cu forța, să dovedească că vindem după orele... Se recurge și la astfel dar cum să nu? Am înțeles ultima oară pe CFR-ul, a intrat poliția economică, dar nu numai poliția economică, și vreo 10 jandarmi era și afară, și vreo 10 polițiști. Deci erau... Dom'le, dar
Sunteți foarte important în orașul ăsta, dacă se dislocă atâtea forțe. Da, da, cum să nu? Dacă e comandă de la cine o fi comandă, o să afle și cine ne terorizează în halul ăsta, că e ceva la mijloc. Îl poate să vină să stea trei echipaje, ia faceți un calcul. Am patru magazine, ori trei echipaje, 12 echipaje. Păi am impresia că astea sunt toate echipajele municipiului. Adică toată poliția la Luceșiului. Nu știu, zic și eu. E doar poliție națională sau și locală? Nu uitați, de la un timp, poliția locală și chiar, nu știu, în calea acestei emisiuni, chiar vreau să-i mulțumesc ori domnului primar, ori domnului director de la poliția locală. Chiar, adică, nu știu, parcă s-au făcut niște oameni de înțeles, vin, trece, vede, dar nu mai face ce făcea înainte. Deci chiar, nu știu, cui să-i mulțumesc. Da. Domnul deci primar, sunt de la poliția locală, de la poliția națională. Poliția națională, da, și mai vin niște mașini pe care nu știu, niște dastere albe. Tot așa, nescripționate, nimic, poliție. Văd că care opresc acolo, da, pline cu poliție. Da, da, cu stele pe umeri, cu, adică ofițeri, probabil. Da, da, da. Eu am făcut armata, dar nu erau aceste grade în 94 când am făcut eu armata și nu mă pricep chiar exact foarte bine la aceste grade. Da, da, da. Două stele, eu zic că e un colonel. Habar n-am, chiar nu știu. Eu așa cred. Două stele sau două... Nu, două trese. Stele, nu, trese, steluțe. Steluțe, două steluțe. Nu? Cu trese mai cunosc plutonier, plutonier major, ajutant, că a făcut armata da, și e foarte, e foarte ciudat, foarte ciudat că se dislocă atâta poliție pentru dumneavoastră, de parcă ați fi acuzat de terorism. Da, da, mă consider un, nu știu, cel mai mare infractor, adică și copilul e speriat, e ce vede și el. Da, 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 să dai poliția în fața porții în fiecare weekend. Asta se întâmplă doar în weekend, nu? În weekend, da. Da, vine sâmbătă, duminică. În weekend, da, cel mai des. Am înțeles. Da, măcar să ne lase să vindem și noi la ghișeu. N-am nimic nici cu oamenii care au scris că acuz eu că intră fără mâini. Doamne ferește, dar spun adevărul. Nu am nimic cu oamenii, cu locuitorii, nici cu patronii de aceste magazine, n-am nimic, dar să fie pentru toată lumea. Mă, dacă ne închizi, închideți-ne pe toată lumea, când ne deschideți, deschideți-ne pe toată lumea. Concurăm, mie îmi place concurența. Pe cuvântul meu, eu când deschide un magazin lângă mine la, nu știu, 50-100 de metri, eu chiar apreciez omul. Cam cu cine să concurez. Că dacă nu am magazin pe lângă mine, nu mai am cu cine să concurez. Te plafonezi. Și mă plafonez. Credeți-mă. Și chiar așa apreciez este. Oamenii care vor să facă ceva. Da. Mai avem comentarii. Doamna Cristina Ilie scrie domnului Silviu. Domnul Silviu nu mai judeca șeful de la Luci și Iuli că este un om de nota, că este un om de nota 1000, nu am cuvinte cât curaj a avut să vorbească așa. Silviu Andrei, patroane pentru angajate ai câștigat matale. Cine câștigă pentru oamenii fără mască de ni ai arătat fără filmare. Nu știu, n-am înțeles în sfârșit. Ștefan Ionuț, anumite persoane sunt deranjate de magazinele de cartier, unde sute de persoane își fac cumpărăturile în liniște și de plină siguranță. Dar să privească atent în acest oraș unde la Kaufland, la grill, se înghesuie pentru meniu la așa zisele Petrom, unde se încalcă absolut toate regulile impuse tot de acești rechini. Exact, spune Cristina Ilie, domnule Ștefan, de Kaufland și de grill nu se vorbește că se înghesuie lumea. Da, se lucrează cu două măsuri, ceea ce nu e în regulă. Ei, nu este în regulă, că vor să respectăm legea, când îi aud să respectăm legea. Păi o respectăm, dar numai noi, firmele românești, numai noi cu magazinele astea mai mici, celelalte de ce nu respectă? Să respectăm toată lumea în mod egal. Ce faceți în continuare? Dacă lucrurile rămân așa, cât timp vă mai zbateți? Nu știu, am repetat și în emisiunea trecută, am avut 2 milioane de lei vechi împrumut plus linie de credit, mai am acum lichidități ca să pot să mai rezist, maxim 4 luni de zile, undeva am făcut o prelungire acum o săptămână, dă încă 500 de mii de lei, 5 miliarde de lei vechi, ca să mai rezist, acești bani mai sunt, nu știu, pentru supraviețuirea firmei, hai să zic 4 luni de zile. După 4 luni de zile,
nu știu ce mi-a face, că am tot patrimoniul firmei girat. Ce mai am? Am vândut o mașină care am avut-o pe persoană fizică, mai am o garsonieră, tot așa, care o să o vând pentru să plătesc pe 25 al lunii ca să nu intru în această, în această linie de credit. Da. Că asta e pentru un stoc de marfă și dacă am intrat și în acel stoc de marfă, vă dați seama, e o problemă. Da. Nu mai pot să achit facturile către furnizori, către... Chiar și azi mi-a venit lumina 15.000 de lei. O lună martie. Deci am rămas și eu surprins pentru că eu am avut, n-am mai magazine închise, lucrez la capacitate de 50%. Păi s-au scumpit cam toate. Da, da, mi-a venit, da. Aveți cuvântul meu, 15.000 de lei pe 4 magazine. Nu știu, mai am să mai intru în banii ăștia, dacă intru în ei, maxim 4 luni de zile mai pot să rezist. După aceea, Dumnezeu cu mine. Situația nu e, și nu, ajung, nu e deloc groză. Să ajung după 30 de ani de muncă, am și o vârstă, să rămân, poate, Doamne ferește, și fără casă. Atât, mai am negirat o casă, o, zicem, o vilă, dar e o vilă mai mică, da, unde locuim. În rest, tot patrimoniul firmei, ce mai am, v-am zis, repet, pe persoană fizică, mai am o garsonieră, care o am și pe aceea în vânzare. Tot așa, să plătesc taxe și impozite. Da. Emisiunea de luni, de marți, pe care am avut-o cu domnul Anton, dumneavoastră ați făcut la un moment dat un comentariu și domnul Anton v-a răspuns la comentariu cu, să zic așa, o încurajare și aș vrea să se difuzeze răspunsul domnului Anton pentru dumneavoastră. Da. Da, tot domnul Luci și Iuli, mă rog, patronul de la lanțul de magazine Luci și Iuli, am înțeles că nu există bani pentru a ne ajuta, ok, dar măcar să ne lase să ne continuăm activitatea, să ne putem ajuta singuri, să ne ținem angajați și să nu intrăm în datorii. Domnul Luci și Iuli, nu e ok că nu sunt bani, trebuie să fiți ajutați. Trebuie toată economia românească, ca și economia din țările europene, trebuie ajutată și sprijinită. Nu trebuie aduse controle, nu trebuie aduse forțe de ordine la dumneavoastră în spatele dumneavoastră. Trebuie, în primul rând, încurajați și ținuți, pentru că voi lanț de magazin, oamenii și 5 și 10 locuri de muncă, dacă țineți deja, faceți un lucru extraordinar. Da? Deci nu fiți să fiți lăsați în pace. Nu! Trebuie să puneți totul așa cum se puneți problema, și noi români trebuie să punem problema așa cum se pune în Uniunea Europeană. Trebuie să fim sprijiniți economic, trebuie să fim sprijiniți sanitar, trebuie să fim sprijiniți să nu avem controle, să nu avem probleme, să încercăm să ne desfășurăm activitatea normal. Normalitatea înseamnă nu să ca unii să fie frustrați și amendați și nenorociți în detrimentul altora. Măsuri coercitive în detrimentul altora, da. Adică nu-i corect. Să fie aceeași măsură pentru toată lumea. Aceeași măsură pentru toată lumea, spunea domnul Anton, și vedem bine că nu e aceeași măsură pentru toată lumea. Vă ajută cu ceva, știu eu, încurajarea domnului Anton? Da, chiar vreau să-i mulțumesc. Nu l-am cunoscut personal pe domnul Anton, dar țin să-i mulțumesc, repet, pentru că a fost foarte corect și a vorbit foarte corect. Dânsul a știut că a administrat Ravonești, benzinării, deputat, da? Știam, eu știam de acum cel puțin un an jumate că se pune la cale acest lanț de magazin, dar am zis, repet, o să concurăm prietenește, bă, care pleacă acasă, pleacă. Și chiar vreau să-i mulțumesc dânsului și tot așa, știu că avem dreptul și noi legal să ne dea, să ne sprijine statul și financiar, ceea ce nu o să întâmple, nu cred că se întâmplă în România așa ceva, că și pe colega m-am interesat și am înțeles că zice la televizor una și în realitate e cu totul alta, că eu am înțeles că nu le-a dat niciun ban, sau dacă o fi dat la unele firme, a dat, să nu mai deschidem subiectul, a dat cum a dat, așa cu oamenilor pe românești. Pesărite. Da, pesărite. Ați aplicat pentru un program, pentru ajutorare? V-am mai întrebat parcă și emisiunea trecută. Deocamdată am făcut tot așa, că am și acel magazin pe care am băgat foarte mulți bani în el și am vrut să iau, să obțin și eu mie fondurile europene, că n-am accesat niciodată, dar acum am ajuns la capătul
sau la fundul sacului, până numește, și am zis să apelez și eu, am făcut niște documente, dar n-am primit niciun răspuns. Nici. Nici nu o să primiți. Da, mai mult ca eu sper să primiți, dar nu văd în situația asta. Ceea ce nu cred. Da, mai avem o serie de mesaje. Vionenea, este și normal ca să fie verificare la magazinele dumneavoastră. Dacă au văzut că nu se respectă legea, spune el, sau probabil că vecinii dumneavoastră fac reclamații fiindcă cu siguranță ei nu vând și dumneavoastră vinde și asta ar fi o explicație. Păi da, uitați, chiar acum, înainte să vin la dumneavoastră, la 12:20, am avut un cor de control. Au venit oameni legali, mi-a explicat, vreau să te controlez, aia, da, domnilor, veniți, poftiți, intrați, au intrat în magazin, a controlat, când nu e comandă politică, da. Au căutat, n-au găsit nimic în neregulă, le-am pus la dispoziție documente, acte, luați oameni buni, asta e, nu ne sustragem, Doamne ferește, nu m-am sustrat niciodată de la un cor de control, dar normal, când știi că e la comandă, na, explodezi, pentru că caută orice să-ți dea amendă, că trebuie să-ți dea amendă. Indiferent. Și găsește. Dacă nu există, să nu poată să-mi spună mie un agent economic sau un cor de control că dacă vrea să-ți dea amendă, nu-ți dă. Îți dă. Nu există. Dar și dacă nu-ți găsește nimic. Asta tot e clar. Spune, băi, trebuie să-ți dau. Da. Și asta e. O, ei, deplasarea lor acolo nu trebuie să se justifice da, cumva. Am avut, repet, control chiar la 12:20 am avut. Da. Văduva Andreea spune, nu este deloc corect ceea ce se întâmplă, în loc să fie susținuți administratorii de firme mici, ei sunt băgați în datorii și credite la bancă, de parcă intenționat o fac ca să închidă. Niște hiene de oameni, susțineți afacerile locale, nu le închideți. Marinică Iolanda spune, bună ziua, multe comentarii de aici sunt doar invidii care vin din partea unor incompetenți în realizarea unei întreprinderi care nu au altceva de făcut decât să facă răutăți, să spună răutăți, dar asta nu este esența problemei. Cei care răspund de asemenea interdicții ar trebui să... stați așa, că am sărit. Știm foarte bine, corupția este în floare, dar dacă cei ce trebuie să facă ordine sunt corupți, nu ne rămâne decât să le facem plângeri penale. Toți cei care sunt constrânși să închidă ar trebui să aibă curajul acestui domn, Luci, să se unească și să ceară explicații oficiale. Multă sănătate domnului Luci, respect domnului și Open TV, mă rog. Da, spuneați că vreți să vă înscrieți într-un sindicat sau să formați un sindicat aici, că nu există așa ceva. O să mă consult și eu cu o casă de avocatură, că o să fie și cu colegii dumneavoastră. Și cu colegii. Da. Eu am vorbit cu câțiva zeci de colegi, au zis că sunt de acord să facem, să formăm acest sindicat. O să vorbesc cu o casă de avocatură, să vedem ce trebuie să punem la cale. Și cred că ne-ar prinde și nouă bine să avem și noi un reprezentant, să cotizăm, să putem să ținem o secretară, da, să vă afiliați la un sindicat mai mare, ca să aveți putere. Da, să avem putere. Eu cred că suntem și noi undeva... Să puteți fi auziți până la urmă. Pe tot județul Giurgiu, cred că vom fi undeva la 30, nu știu, 2.000-3.000 de agenți economici, oameni de afaceri, pe toate diferite domenii. Da. Și cred că era, nu știu, poate atunci nici s-au luat și nouă în considerare, dacă aveam un sindicat cu un lider bun de sindicat, să nu să lupte pentru să lupte, toți, da, sigur, da. Și să cotizăm, să aibă dânsul o sumă, un salariu cu secretară, să poată să-și permită să-și plătească tot ce trebuie. Dorondoc Corni din Giurgiu spune, nu e normal cum procedează autoritățile române, firmele mici plătesc la statul român. Cred că vor să falimenteze firmele mici. Cristina Ilie, alți oameni pe timpul de weekend nu ajung să își ia de mâncare decât la ora 18, atunci se închid toate magazinele, nu mai pot să își ia să mănânce, o să ajungă să nu mai avem nici de mâncare în casă, vai de noi o să fie. Mădălina Marina Neagu spune, cred că are dreptate, nu știu, nu înțeleg prea bine. Silviu, astăzi ar trebui să mergeți la benzinărie între orele 18-20 să vedeți cum se calcă lumea în picioare și nu sunt restricții absolut deloc. În aceste două ore, de ce poliția nu face nimic? De ce doar la Luci și Iulii stau câte două, trei ore în fața magazinului? Da, cam astea au fost comentariile. Vreau să vă spun, s-a adoptat în vinerea Paștelui și s-a spus doar de faptul că marile magazine vor avea program până la ora 20, supermarketurile și
Dumneavoastră cum o să aveți program? Tot așa? Sperăm că de micile magazine nu s-a spus nimic. Da, nu s-a spus nimic, ceea ce nu se spune niciodată. Și de-aia sunt și foarte revoltat așa. Bă, da, chiar nu ne nu ne apără nimeni, nu vorbește nimeni de filmele românești, de magazine, nu știm ce program. Sper să fim și noi tot până la orele 20, dar tot nu e bine. Pentru că poate să fie iar în burzeală, iar o să fie, nu știu, da, eu da, nu da. Cred. Nu știu, poate nu știu cum va fi ceva. În noaptea de înviere, când e voie până la ora 5, o să aveți voie și magazinele până la ora 5? Nu cred, nu, cred. Eu n-am auzit doar nimic, eu am auzit doar până la orele 20. Doar să te duci să ilumină, da, probabil, da. Cel mai probabil. Nu știu. Bun, ce să faceți în acest weekend? Vă luptați în continuare cu poliția? O să așteptăm iar presiune. Să vină echipajele. Da, am devenit când vine vinerea, vineri seara am început, e un calvar. În primul rând că nici nu sunt vineri seara, sunt tot așa, repet, fac un tratament și vinerea sunt la acel tratament. Vinerea trecută am întrerupt tratamentul cu o oră mai devreme și pot să le arăt domnilor de la poliție, dacă vor, fișa. De la spital. Acea clinică, da, da, care am întrerupt și am plecat cu tensiunea 24. Deci scrie clar în fișe. Deci la 24 tensiune și la presiunea care o face ei asupra mea, puteam să fac un accident cerebral, un infart. Am lăsat un litru de sânge în aparat, că n-am mai stat acea oră, trebuia acel sânge să mi-l... Da, și l-am lăsat în aparat și am plecat foarte slăbit. Și am avut și viața pusă în pericol, și eu cât și familia mea. Atâta timp cât a intrat să rupă ușa peste angajații magazin și soția a venit și la fel supusă la presiune, vă dați seama. Da. Ce să mai zicem? Asta da. E poliția, da. Giurgiu. Domnule Dumitru, sper să mai fie și alții giurgiuveni care să sunt afectați Dumnezeu. De... la fel ca și afacerea noastră, de care afaceri sunt afectate de măsurile cu care lucrează, cu care se lucrează sau cu care lucrează guvernanții, pentru că sunt clar două măsuri, da. fără doar și poate. Aici încheiem și emisiunea, au trecut deja, dacă vă puteți imagina, 47 de minute. Foarte repede au trecut. E și weekend, începe weekendul, pentru dumneavoastră începe calvarul. Calvarul, da, 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 da. Așa am ajuns, așa. Nu mai avem weekend-uri noi, Agenții da. Economici Români, avem da. Un calvar. Da. Încă o dată vă mulțumesc pentru participarea la emisiune, sper să mai vină și alți investitori care au probleme. Am mai vorbit cu câțiva din industria Horeca, au aceleași probleme, dar nu suntem să iasă pe sticlă. De ce nu vin să iasă? Că nu da. Se întâmplă nimic, da. Nu facem, nu jignim, nu abuzăm da. Pe cineva. Da, decât spune să spuneți adevărul, da, spuneți exact, cu ce vă confruntați. Da, care da, exact. Și poliția, și autoritățile, eu cred că știu probleme care le da, avem. Da, da. Nu știu de ce să da. Le fie. Domnilor și domnilor, aici se încheie emisiunea. Vă doresc weekend plăcut, marți, săptămâna viitoare, marți. La ora 15 avem invitat în platou pe domnul Dumitru Beanu, președintele Consiliului Județean Giurgiu. Veți afla atunci de ce Consiliul Județean a făcut în ședința trecută un împrumut foarte mare, contestat de foarte mulți. Vom afla și în ce stadiu se află proiectul Consiliului Județean al domnului Beanu în legătură cu școlile profesionale și învățământul dual. Încă o dată vă doresc weekend plăcut și aveți grijă de sănătatea voastră. La revedere!